În aceste duminici de august, în majoritatea comunelor nemțene, se desfășoară sărbători ale localităților respective, la care artiști mai bine sau mai puțin cotați în showbizul românesc cântă pe bani grei, susțin surse autorizate la aceste sărbători publice. De regulă, cu mai multă sau mai puțină sinceritate, încearcă să demonstreze publicului câtă apreciere au pentru acesta. La fel a făcut și Daniela Condurache, invitată la Ziua Comunei Moldoveni, care i-a gratulat pe cetățenii participanți la spectacol, reproșându-i primarului modul de amplasare al scenei, mult prea departe de public. Moldoveni, dumneavoastră sunteți de două ori moldoveni, dacă nu de trei. Sunteți odată că sunteți ca și mine moldoveni și localitatea dumneavoastră are acest nume frumos și răsunător, moldoveni, pentru că moldovenii sunt din neam mare. Mă bucur să fiu la sărbătoarea dumneavoastră. Am văzut că sunteți oameni gospodari, aveți case frumoase, curate și vă felicit din suflet pentru asta. Numai că sunt o leacă departe cam de dumneavoastră, data viitoare când vin, am să rog pe domn primar să facem mai aproape de dumneavoastră scena. Nu, autostradă, e mai greu de autostradă, nu vedeți că nu suntem în stare de atâția ani să legăm două, dar nu intrăm noi în polemici dintre astea, că nu are rost. Atâția oameni fac politic în țara asta încât noi suntem mult prea mărunței. Noi să ne vedem de treburile noastre bine, că dacă fiecare dintre noi și-ar face treaba bine acolo unde este, eu zic că punând umărul fiecare dintre noi ar merge altfel țara asta. Dar mă rog, fără politică, fără că vorba multă e sărăcia omului. Și brusc, cântăreața a cerut cameramanilor să închidă camerele de luat vederi, având pretenția de a nu fi filmată. Mai am o problemă. De la ce televiziuni sunteți? Roman 24. Poftim? Roman 24. Roman 24 și ați vorbit cu mine, aveți acordul meu ca să mă filmați? Am vorbit cu domnul primar. Poftiți? Am vorbit cu domnul primar. Da, dar domnul primar nu este impresarul meu și nici nu m-a făcut domnul primar artist. Domnul primar m-a invitat aici, deci eu vă rog frumos închideți camerele, dacă vreți îmi continui programul. De neînțeles, atitudinea ostilă și aroganța Danielei Condurache față de jurnaliști aflați și ei la datorie, ca și domnia sa, și plătiți din aceiași bani publici, însă o asigurăm cu sume mult mai mici decât ia un artist, care la asemenea spectacole de obicei face playback. Poate că este și o greșeală a primarilor, care nu știu să impună în contracte și condiția ca jurnaliștii să fie lăsați să-și facă datoria. Pe de altă parte, este nejustificată atitudinea acestor artiști cu pretenții, care invocă probabil legea drepturilor de autor, de vreme ce YouTube-ul și Facebook-ul sunt plini de filmări slab realizate, unele făcute chiar cu telefonul mobil al participanților. Aceeași atitudine de intoleranță a avut-o și Irina Login la Pildești și Gordun și la alte câteva sărbători.